Început la inițiativa unui grup de tineri care și-au ales așa o siglă, Zestrea Românilor. Inițiatorul acestor seri a fost Daniel Mazilu, împreună cu Florin, arhitectul, Florin Grosu și de asemenea un grup de tineri. Și chiar așa am început cu pedagogia rugului aprins. Am avut întâlniri în fiecare, de fapt este a treia întâlnire Eminescu, de fiecare dată după ziua de naștere a lui Eminescu, am avut și anul trecut aceste întâlniri. Deci iată, suntem la această seară, care a fost tema serii. A fost propusă de Daniel Mazilu și cred eu că este o temă frumos aleasă. Eminescu tăinuit în splendoarea limbii române. Principalul nostru vorbitor, pentru că ceilalți vor vorbi pe Skype, este domnul Cristian Crăciun, critic literar. Noi l-am avut, am înțeles că a fost aseară la... La liceu Anastasia Popescu, tot despre Eminescu, probabil. Despre modele. Deci domnul Cristian Crăciun, un prieten, să zicem, deja am devenit prieten vechi. Da, vă rugăm. Asemenea, în această seară îl vom avea din nou, așa cum l-am avut anul trecut, pe Alvaro Albornoz Castro. Este cilian și a înființat la Santiago de Chile chiar un institut Eminescu. Este cel care a învățat limba română pornind de la poezia lui Eminescu. Veți vedea, anul trecut ne-a uimit prin felul în care a înțeles limba română și mai ales ne-a vorbit despre această minune pe care o trăim noi românii. Așa cum va încerca și domnul George Teleoacă să ne spună, și anume că noi avem un privilegiu, a spus anul trecut, când a vorbit Alvaro Albornoz Castro, și ne-a spus că, spre deosebire de noi, care vorbim limba strămoșilor, este o limbă care este expresia profundă a ființei românești, el trăiește totuși această dramă lăuntrică, pentru că strămoșii lui din Chile au fost cuceriți și el vorbește limba cuceritorilor. Și ne-a făcut chiar și o interpretare foarte interesantă. Mi-amintesc că el spunea că noi am tradus inimă și prin suflet și a făcut această... Deci îl vom avea pe Skype pe Alvaro Albornoz Castro, care este și doctorant la Cluj, își susține o teză de doctorat în istorie. Apoi Daniel Mazilu, care ne va vorbi de la Tecuș de data aceasta, anul trecut a fost prezent, și părintele Bogdan Anistoroaiei, tot așa pe Skype, profesor la Seminarul Teologic Vasile cel Mare din Iași. Îi mulțumim domnului Cristian Crăciun pentru că a acceptat, pentru că alminteri toată lumea vorbea pe Skype și cred eu că este foarte important ca cineva să fie prezent. Domnul Cristian Crăciun, critic, eseist, literar, dar aș putea spune și eminescolog. Da. Da. Deci, Ucronia eminesciană. Și o să încerc să leg tema despre care... Bună seara, în primul rând. Bună seara.